Aflată la al treilea mandat în Parlamentul European, Maria Grapini a fost invitată în calitate de membru al delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova la emisiunea Realitatea Românească de la postul de televiziune Vocea Basarabiei. Cred că Republica Moldova trebuie sprijinită să urmeze drumul european. România în mod special o va ajuta să învețe din greșelile ei făcute pe drumul european parcurs la preaderare și în cei 17 ani de la aderarea la Uniunea Europeană din 2007, a punctat eurodeputatul Grapini. Membra delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, încă de la primul său mandat ca europarlamentar din 2014, Maria Grapini a participat de mai multe ori în cadrul unor delegații la întâlniri importante cu instituțiile din Republica Moldova, în contextul în care atât pentru Republica Moldova cât și pentru Ucraina au fost semnate acorduri de aderare la UE. Potrivit eurodeputatului Grapini, în contextul în care în vara acestui an au început negocierile de aderare la Uniunea Europeană, sunt urmăriți pașii, jaloanele, obligațiile pe care Republica Moldova trebuie să le îndeplinească pe acest drum european.